învățăm pe parcurs. Nimeni nu se știe cum se învăța. E foarte greu să lucrez cu părinții, cu copilor cu deficiență. Ei au nevoie de încurajare. Știu asta pentru că sunt cu părinte cu copii cu deficiență. În acțiunele ce desfășor în oraș sunt diferite forme. Alexia! Bazați deja, evenimentul de genul ăsta de astăzi, tind să adun fonduri ca să ajut părinții să încurajez terapiere copilor noștri sau să inițiem ieșiri în diferite locații pe care ea are foarte multe copii. Să sperăm că data viitoare vor fi mai multe persoane alături de noi. Învățăm și noi cum se face, cum se desfășură asemenea evenimente. Și mizăm și totul va fi ok. Avem un pic de mulțime și o problemă. Ideea să privim fericit tot acest eveniment, deoarece este un eveniment fericit, ne luptăm pe niște, pentru niște copii, strângem fonduri pentru niște copii. În primul rând vreau să mulțumesc primăriei municipiului de Șcaie, care a ajutat organizarea Consiliului Municipal de presei, în primul rând pentru promovarea Soleșan, deja Radio Fir, Sfânt FM. Vă mulțumim vouă colaboratorilor care fără ajutorul vostru n-am fi putut răspi și n-am fi putut organiza acest eveniment. Vreau să menționez că principalul nostru și mâna noastră dreaptă, Răzvan Petrișor, Răzvan Petrișor, care ne-a ajutat cu muzica, cu infrastructura, cu tot ce s-a privit mai bine. Îi mulțumim foarte, foarte mult. Mulțumim gigantului grup care se numește Vai Projectors și care de 2 săptămâni se pregătesc cu aceste lucrări pe care le puteți vedea. De 2 săptămâni la mama acasă, care de atâta mi-a spus Valer, nu mai reușesc. Sper să înceapă la evenimentul vostru, că deja sunteți prea mulți aici, dacă tot așa trecut pe într-o glumă. Vă mulțumesc tuturor că ați venit, vreau să menționez și pe ceilalți. Emotion, băieții mei din Gherla, cu foto-video, care în momentele următoare vă vor oferi niște fotografii, atât digital cât și printate, să rămâneți cu amintire de aici, pentru că asta măcar să ne rămână amintirea și simțirea că am făcut un lucru bun astăzi și că am tras un semnal de alarmă. Cu toate că suntem puțini, nu e nicio problemă, semnalul de alarmă l-am tras. Putem face așa ceva pe viitor, suntem pregătiți să facem așa ceva pe viitor, ideea în sine ca oamenii să ne înțeleagă și să vină să ne susțină ca să facem aceste acțiuni caritabile pe viitor, deoarece sunt o mulțime de copii care au nevoie de ajutorul nostru. Și noi am fost copii și mulțumim lui Dumnezeu că am trecut și suntem sănătoși și bine. Vrem ca toți copiii să fie sănătoși și să fie bucuroși. Ca să dăm tonul distracției noastre, have fun, facem un flash mob, free toată lumea, cum se simte mai bine pe cea mai happy piesă dintre toate piesele happy din lumea aceasta, Happy Song. I'm
Thank you.
assistire a questo altro. Thank you.
Zoli Rosinowinowi, Zoli Montanasz. Îi mulțumim din suflet lui Zoli că a fost astăzi aici cu noi și că ne susține cauza. Mulțumim, Zoli!
pravim veselý počin rytmu. Merită tot aplauzul pentru Deona Roman, una dintre cele mai talentate fetițe din România. Mulțumim, Deona, pentru ajutor. Și vreau să-i urez succes lui Nico. În continuare, după cum ați auzit, urmează altă tânără steluță, Nicoleta Păcurariu din Inghe. Nicoleta. Yeah.
Danilo și domnul Nicolet. Merită toată aplauzele noastre. Mulțumim, Nicoleta! Oh,
Felicitări pentru inițiativă, este un lucru laudabil și îmi pare foarte bine că am fost invitat să particip. Multă baftă în continuare, trebuie să spun că sunt ușurel complexat de faptul că am avut niște predecesori atât de talentați. Vorba aia, oameni care vin să ne, cum să spun, să ne dea pe noi jos de pe scenă, așa că piesa următoare va fi pentru, cu tot respectul, dar pentru publicul nostru de, publicul matur, hai să spunem matur, este o piesă de, din anii 60-70. Yeah!
mi s-a spus că într-adevăr Îndej este mai mult tineret, dar mi s-a mai spus că toți în seara asta sunt la bibliotecă. Yeah.
mea, serios. Peste 5 minute de pregătire de o reprezentație, după care ne luăm rămas cu un puțin o muzică DJ. Ați fost astăzi alături de noi și alături de copii cu deficiențe.
Vă mulțumim pentru prezență, vă așteptăm și data viitoare. Mulțumim de asemenea partenerilor noștri din Primăria Municipiului Dej, Consiliul Local Dej, Stil FM, Radio Firdejanul, Someșanul, Gherla Info, Dog Assist, Emotion Media, Răz Music Show, Dudu Isabel, Free Global, Sprea, Feste Plus, Sova Impex, Floria Nico, Imprimeria Ainu, Someș Dej. Eu sunt Valer, vă mulțumesc! Să nu vă întristați că a fost puțin, dar cu super mare, să știți. Doamne bună tuturor!